Acum, da. De ce 9 acolo? De ce aici e 9? Da, 7. Că adunăm cu 1. Cu 1 adunăm, deci nu 2. Da. Atunci, cu 1 acela adun 7. Și cu 7, 14. Și cu 1, 15 aici. A, 15, da. Da, 15. Și dacă nu ia, ne întorceam. Da. De ce noi e urmăriți? Dar vina aia noastră, că noi trebuie, a mea, să spun pe cea dreaptă, da. Deci 55.926. Da. Minus 55.000, parcă așa trebuie să fie, nu? Da. Minus 55.000, că ăsta e cu plus și ăsta e cu minus, minus 55.926. În sfârșit, vine la lucru cine preia? 12. Să ștergem... Da, 12. Ce semn va avea? Plus. Minus cu minus veni plus. Și să facem înmulțirea care? 387. 387. Fără 12. Acum, 2 ori 7. Hai, Ricky, ai terminat? Uite-o la visarea, mă. 2 ori. Tu mai rupai mine. Eu sunt odată cu voi, făceam după voi. Nu, 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 nu după mine. Tu lucrezi acolo, v-a zis, mergeți înainte, așa? Da? Da. Hai, mergeți înainte, ca să vedeți și cum vă uitați în urmă dacă s-a greșit. 2 ori 7. 2 ori 7, 14. 2 ori 16 și cu 1, 17. 2 ori 3, 6 și cu 1, 7. Perfect. 1 ori 7, 7. 1 ori 8, 8. 1 ori 3, 3. Corect. 4, 4, 6, 4. 6, 4. Da. 4644. Plus 6, 4, 644. Acum. Acum o să fie minus. O să fie minus. Minus, corect, cu semnul ca simbol. 483 ori 12. 483 ori 12, da? 2 ori 3, 6. 2 ori 8, 16. 6 scriem o mare ține. 2 ori 4, 8 și 1, 9. Corect. 1 ori 3, 3. 1 ori 8, 8. 1 ori 4, 4. Corect. 6. 9. Corect. 7 și 5. Adică 5796. Apoi? Acum o să fie plus. Plus? Adică? 117 ori 12. 2 ori 7. 14. 4 scriem, 1 reținem. 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. 2 ori 1, 2. Da. 1 ori 7, 7. 1 ori 1, 1. 1 ori 1, 1. Așa. 4. 10. 10. 3 și... A, 3. Deci 10. 3 și cu 1, 4. 4 și 1. 1. 1404. Semnul? N-am mai stabilit. Ce semn acolo? Da, plus, plus, plus. Azi. Plus, a zis, dar nu am mai pus. 1404. 1404. Acum le punem... Acum emoțiile mari. Da. Emoțiile mari. Da, prima, să nu greșim la adunare pe aici, că... Uf. Una sub alta, trebuie să le punem ca să ne... Să meargă mult mai repede, da? Alea pozitive mai întâi. Deci, 61.000. Cât? 533. Da. 61.533 plus 18.000 603. Apoi 23. Nu, e 230.000. Mai în stânga încet, da? 230, 230.000. Da. 800. 874. Apoi 4.640.
Adică de la a patra cifră împărțim ceva, da? Deci sub 0 asta. Da. 4644. Da, și acum 1400 4 da. 4 4 nu, 3 de 4 dacă vrei. Da. 3 ori 4, 12. 12. Și cu 6. Și cu 6. 18, 18, da? Că 2 și cu 6, 8. 18, 8. Și 1. Da. 1 acela unde îl ducem noi, îl ducem la 4. Facem 5. Da. Că 7 și cu 3 face 10. Da. Deci 10, 15, 5 și 1. 1, acela să avem grijă de el. Îl ducem la... La 8 se duce, da? Da. 6 și cu 4 face aici. Da. 10. 10. 19. Da. 19 și cu 6. 19. Și cu 6. 25. 5, 25. Și cu 5? 30. 30. 0 și 3. 3-ul ăsta, acum, unde să-l ducem noi, ca să meargă foarte bine? La 1, la 4. Hai să facem din 4. 2 ăștia, ăștia 2 de 1 și 8 face 10. Da. Nu așa face? Da. 10. 4 și cu 3, 7. Că 3 parcă am zis că am avut, da. Deci, nu? 7 și 8 face 9. Unde e? 1 cu 8, 9. 9 și cu 1 de aici? A, 10. 10. Și cu 4, 14. Și cu 3, 17. 7. Și 1 reținut. 1 acesta reținut. Îl ducem la 6? La 6. Și facem 7. 7 cu 3, 10. Și cu 1, 11. 11. 1. Și 1 reține. Și 1 reține. 2 și cu 1, 3. Deci, iată că ne dă 317.000. 58. Deci ar face să scriu undeva pe aici, să scriu. Deci egal cu cât am zis 317.058. 58. Acum cei cu minus. Se adună pe toți. Poftim noi, Emi, că ești și tu tot în rând cu noi. 76.797. 76.797. Minus 184.986. 984.986. 986. Minus 55.926 minus 5.796. 5.796, are 4 cifre, tot de la 4 cifre aici, deci 5.796. Cum adunăm? 6 cu 6, 12, 12 cu 7. Cu 7 vrei? Cu 6, hai să zic. 12 și cu 6. 12 și cu 6. 18. 18 și 18 cu 7. 7. Luăm un 2 pentru parcul 20. 25. 25. 5 și 2. 2 ăsta unde să-l ducem noi ca să meargă foarte repede? La 8. 8. Așa, facem 10 să nu-l uităm. 10 cu 9. 10 și cu 9, 19. 11, 19 cu 2 e 21. 21 cu 9, 30. 30, 0 și 3, 30. Da? Bun. La 7. La 7. La 3, o ducem la 7 ca să scăpăm de el. 10. Ori 7 este o 7 acela, dar de sus merge. 10. Da. Cu 10 cu 18, dar de ce 9 cu 9, 18? Așa, 10 cu 18? 28. 28. 27. 35. Da. 28 și cu 7, 8 și cu 7, 15, 35. 5, 3 reținem. 3 ăsta unde să-l ducem? La ca să facem... 6. Îl ducem la 6. 9 cu 4 sau 6 cu 4, 10. Ce? Bun. Și cu 10? 8.
6 cu 4, 10, 10, 3, 23. Este mult mai repede să facem așa, da? Deci, 23. Cât am zis? Fac și 23. 2 reține. 2 ăsta unde să-l ducem ca să nu scăpăm? La 8. La 8, ca să facem 10, a? 10. Și cu 7? 17. Și cu 5? 22. Da? 7 cu 5. De 10, 10, 17 da. Și cu 5, 22 spune el. Păi, hai să vedem, 17 și cu 5, nu? Da, îi trebuie, 22. Îi trebuie un 3 ca să-l completăm pe el și rămâne aici un 2. 22. 20 cu 2, 22. Corect. Și ne dă 3. 2 și 2 reținem și cu 1, 3. 323 de 55. Deci, minus 300, minus 300, cât? 23.000? 505. 505. Și acum, care din ei mai mare? Mai mare este... Datoria, nu? Da. Și atunci adică va rămâne cu minus. Va rămâne cu minus, da? Da. Minus. Și scădem acum din... Minus... Da? Scădem. Din 32.000, din 323.000, 323.000, 500, a ce emoție am acum? Mare emoție, că vreau să văd dacă îmi dă rezultatul. Scădem pe 300. Care e rezultatul bun de acolo? Minus 6.468. Așa ne-a dat. Scădem pe 317.000. Vreau să am o prezimțire. Zi. Că nu ne iese. Da. Și nu și eu. Măi, lăsați-mă, eu nu mai lucrez odată. Deci nu mai lucrăm odată. Dacă nu ne iese acum, îl lăsăm ca tema acasă. Păi, nu ne putem lua împrumutat de la 0, ne împrumutăm de la 5. Așa. 10 minus 8, 2. Cu 5, 7. Nu, nu-i bun. Gata. Nu-i bun. Deci de altă dată să văzut că e și aici, da? Da. Deci, hai să vedem care e distanța, cât de mult, cât de depărtați suntem de ieșiți. Vrem? De rezultatul adevărat. Ok. Da. 9 minus 5, că am pus 9. Aici au rămas 9. Da. Minus 5, 4. 4 minus 0, 4. Da. 10 minus 7, 3 cu 3, 6. Deci nu putem, te-ai împrumutat de aici, da. Și din 10 tu scazi pe 7 foarte tare, ești șmecher cât se poate. 10 minus 7, 3, 3 și cu 3, 6. 1 plus 1, sau pardon, deci, 1 minus 1, 0 și 0. Și 0. Nimic, nimic. 6.400, foarte aproape suntem. Foarte aproape. Da. Chiar la, mai aproape că la câteva cifre aici. 32 de numere. Da. O distanță asta mică la ce numere am lucrat, trebuie să spunem că e destul de bine. De fapt, 32. Dar ce bucuroși am fi fost dacă am fi descoperit, dacă am fi făcut deodată și să nu fi greșit vreo niciunde. Da. Nu-mi dau seama unde am greșit acum. Se pare că la unitățile astea, de la cifra 10-lor, nu? Da. La... Avea 41 de numere. Deci, practic, la cifra unităților și a 10-lor de greșeala. O fi aici, o fi în altă parte, nu știu, să fim, să mulțim aici 308, pare 308 aici, hai să vedem, poate ăsta e greșit. Eu zic că... Eu zic că e greșit. În prima variantă? Da. Ar fi foarte bine. Ar fi foarte bine. Că dincolo e mult de lucru, da. Până când se descoperim greșeala. Deci avem foarte mult de lucru. Hai să vedem. 479, ăsta l-am copiat, da? Minus 171, e bine. Da. Și vine 1 din 9, 8. 7 din 7, 0. 1 din 4, 3. Perfect. Aici. 483 l-am copiat și 504, să vedem, 7 cu 7, 14, pe urmă... 4 cu 1, rețin, deci, 8 cu 1, 9 și cu 1, 10, 0 cu 1, rețin, așa, 5, e corect. 2 cu 3, 5, e corect.
Dar să vedem, 483 minus 504. Am scăzut din... Eu nu cred că aici greșit. Hai, lasă-mă, sper să fie ce greșeală. Și eu. 1 și 8 din 10, 2. Poate am greșit la mulțire. Adică tot ai sper să fie greșeală. O fac eu. Poți să fac la tablă? Hai vino ca să mă... Deci 308... 8 ori 21. 308 ori 21. Ia să vedem. 308. 308? Așa este. 308 ori 21. 21. Și iată ce facem. Cât ne dă? 3, 2 ori 8. 16, 16 scrie 16. Da, 16. 3, 6, 8, 6, 9. Nu e aici. Am zis. 6468. Deci este corect. Aici este corect. Dincolo unde o fi greșeala. Da. Vă las pe voi să descoperiți greșeala. Și cine o descoperă, ne spune duminică. Duminică ne găsim. Da. Da, mâine nu ne putem găsi, că mâine e zi de lucru la stupină. Lucrez zi lungă, de dimineață până seara. Unde faceți? La stupină. Unde e stupină? Stupina este în Bani. Film. Nu, e adevărat. Da, adevărat. Stupina este undeva la Traian. La Tisa. Nu, aceea e stupina mănăstirii. Deci înseamnă că la mănăstirea de la stupina, în jurul bisericii sunt mulți stupi. Da, da, da. La da. Tisa Silvestră este o mănăstire, dacă ați auzit. Acolo merge mătușa ta foarte des, nu? Deci la Tisa acolo este stupina pe care eu am urmărit-o de foarte multă vreme. De vreo 10 ani am dezvoltat stupina acolo, dar am și eu stupina mea proprie, da? Și la stupina proprie, care este la Traian. Acolo sunt bunicii noștri. La Traian? Da. Cum se merge de la Traian mai în față, e Zăpodia? Da, știu. Zăpodia? Da, dar bunicii noștri nu stau în Zăpodia. Chiar în Traian. Aproape da. Ei, undeva este acolo... Este Sfânta Fecioară Maria, undeva pusă și acolo era la dreapta, iar pe acolo este o casă. Așa. Deci, de la Zăpodia, pe dreapta, sunt grajdurile acelea a fostului Iase, dacă știați, auzit voi. Care sunt răpânate. Dar și o moară este acolo în curte. Da? Și acolo, în curte, sunt stupii mei. Când treceți odată, puteți să vă uitați, să vizitați, să vezi stupii aceia. Un nou model de stup am eu acolo. Un vechi am văzut. Da? Deci este un stup special făcut. Nu există nicăieri în lume modelul meu. Wow! Da? Deci sunt inventator. Deci am inventat. Și cum faci? Becuri se aprind? Nu e vorba de becuri. Ci este vorba de a fi gândit un model de stup, altfel decât tot ce a fost până acum în literatura de specialitate, să zicem așa. Îl văd deja aici. Deci este un stup care are o structură aparte. Dacă veți dori ca o vizită vreodată să veniți, iată, mâinii sunt toată ziua acolo la stupină, mă puteți vizita, mă găsiți acolo lucrând cu mult drag la această nouă tehnologie. Pe mine mă urmăresc, datorită faptului că sunt pus pe internet, mă urmăresc foarte mult din toată lumea. Sunteți pus pe internet? Chestia asta? Sigur. De unde găsim? Păi dacă intrați la Proful Online, da? Sunt acolo pe prima pagină, dacă ați văzut voi două titluri importante, da, video-apicultură și video-matematică. Da. Voi dați click pe video-apicultură. Când dați video-apicultură, se deschide o nouă pagină cu filme la apicultură, unde găsiți foarte multe titluri. Dar sub fiecare titlu se ascunde un film. Da? Sub fiecare titlu un film. Așadar, o să... Și eu cunoștință de a nanului meu, oare, iar eu când m-am dus acolo, mi-era puțin frică de ele.
Da, trebuie să vă spun că... Să nu mă înțepe. Este o delincire foarte frumoasă, de ani de rândul, pe care, mă rog, mulți strămoși de-ai noștri au practicat-o, da? Deci ușor și bine repede, da? Și trebuie să vă spun că există o boală foarte, foarte periculoasă, un parazit, ca un păduche micuț care stă pe albinuță și îi suge limfa, se cheamă, adică în loc de sânge, așa o... Și bine, albinuțile își pierd capacitatea de zbor și... Da? Da. Și mor foarte repede la vedea aceste boli. Și eu am reușit să inventez modelul acesta de stup, care din arhitectura stupului, adică din modul în care împarte-o acolo interiorul, reușesc să captez varoa, păduchea aceea, și le salvez pe albinuțe. Deci invenția mea asta presupune. Deci cum se creează o capcană pentru șoricei, dacă ați auzit, așa? Am creat eu o capcană și ei îi păcălesc, vin acolo pe o ramă specială pe care o am eu plasată și în felul ăsta corectez păduchii și ele rămân fără păduchi. De aceea invenția mea... Știți cam câte antici aveți? Și unchiul meu face tot felul de lucruri de construcții ca să le dispară, mi-a povestit și el. Da? Și mereu vara ne dă miere de albine, chiar azi dimineața am mâncat. Făgurei, da? Da. Da. Unde face unchiul tău asta? Păi e la București. Aha. Tot timpul oamenii s-au gândit cum să creeze condițiile cele mai bune albinuțelor. Și faptul că nu mai facem tratamentul acela medicamentos, se face pentru păduchii aceștia ca să scape albinuțele, să scape, faptul că nu mai facem asta, atunci înseamnă că obținem miere bio. Da? Deci miere obținută după tehnologia mea este bio pentru că nu mai fac tratamentul cu medicamentul acela. E mult mai bine. Sigur că da. Calitatea mierii este deosebită în condițiile acestea. Și de aceea m-am trezit printre inventatorii. Fără să mă gândesc o clipă, cam să ajung inventator. Și deci invenția mea este la ora asta pe, dacă vreți, și din America și de peste tot mă urmăresc. Deci, în afară că fac cu lecțiile acestea de matematică, eu conduc și tehnologia asta apicolă. Am două mari sectoare pe care le conduc. Video-apicultură și video-matematica. Unde facem aceste lecții. Toate filmele care le facem noi acum, le pun pe YouTube. Da? Sunt acolo. Deci, ăsta da, este. Da, la un moment dat când am dat pe... Am scris grupul online, am dat mai jos ca să găsesc mai multe site-uri, numai că la un moment dat am găsit că scria proful, nu știu cum, care face obele cu albinele sau ceva de genul. Da, da, link-ul, primul link. Deci când ai scris proful online pe Google, nu? Pe motor de căutare, nu neapărat Google, și Chrome și așa mai departe. E bine, când ai scris proful online apare primul link. Și dați click pe el. Și atunci intrați în pagina mea. Da? Deci așa trebuie procedat. Intrați în pagina mea și de acolo sunt mai multe lucruri. Dar pe voi vă interesează video-apicultură, video-matematică. Și dacă dați click pe video-matematică, se deschide o pagină nouă cu filmele, toate titlurile, așa, în succesiunea lor. Și voi acolo dați pe lecția care vreți. Dacă vă duceți pe Fundația Prof. Online, există și Fundația Prof. Online, atunci deschide o altă pagină. Și în noua pagină, Fundația aceasta Prof. Online, veți vedea că lecțiile sunt pe clase. Și dacă vă dați clasa a patra, se deschide pagina clasa a patra da, cu toate lecțiile voastre. Da. Da. Da? Ca să nu le căutați așa în toate lecțiile cele înșiruite, ci pur și simplu vă duceți direct pe... Și vă aflați printre lista inventatorilor? Da, sunt da? Sigur că dar da. Dar ați publicat, adică invenția? Invenția este înregistrată la OSIM, la Oficiul
de stat, de mărci, nu? Din România. Ea este invenție recunoscută și... Așa, acum oamenii o pot practica, nu? Da, da, da. Deci oamenii o pot practica cum și... noi practicăm matematică. Așa, așa, așa. Practica aceea, noua tehnologie. Deci, eu am inventat o nouă tehnologie apicolă. Așadar, de unde vine chestia asta? Haideți să vă povestesc de unde a venit invenția. Adică tot timpul la matematică mi-am propus să fac altfel decât în mod obișnuit. Și ați văzut ce facem noi. De la o problemă, încercăm să compunem și noi. Deci, practic, ca să crești ca inventator, trebuie să iei așa, de mic copil, și să tot îți propui să faci și tu probleme. Asta este activitatea pe care vă propun eu să o facem în continuare. Și vine vorba. Haideți să începem această lucrare frumoasă pe care tot am făcut-o noi, cu compunere de probleme. Ați înțeles ce anume noi reușim? Reușim să ne îndreptăm mâine spre ceea ce înseamnă capacitatea de a putea și voi să inventați ceva. Deci rostul matematicii și a modului în care gândim noi este ca să dezvolt în voi calitatea asta de oameni care își pun întrebări, își pun probleme și pot să ajungă și ei la rândul lor să inventeze ceva. Nu se știe când și cum. Asta e noua formă de gândire a matematicii. Copii, haideți să ne amintim povestea aceea frumoasă pe care am mai făcut-o. Să văd dacă vă mai țineți minte. Cu bile sau cu copaci? Nu, cu bile deocamdată și până să ne gândim. Da, spunea așa în felul următor că erau așezate în ordinea parcă una albă, una albă, două profund, roșii. Cei și trei galbene sau ce? Nu, negre. Da, da, da. Negre. Nu facem negre. Noi după acest exemplu nu putem scrie direct altă problemă cu alte ordini. Putem face noi o altă ordine. Știu că am făcut. Deci noi nu neapărat una albă. Putem să zicem două albe, trei negre, patru roșii, da? Hai să facem așa. Deci, avem în total, da? În total, avem, să spunem, 4.027 bile de culori albe, negre, roșii, pe care le așezăm în următoarea ordine. Două albe, AA, trei negre și patru roșii, da? R, 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 R. După care începem din nou. Iarăși, albe, albe, negre, 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 roșii, roșii, da, am roșii, găsit-o. Roșii. Da? Am găsit-o. Ți-am amintit problema? Da, e aici. Da. Și așa mai departe, întrebarea este câte grupe putem organiza, câte grupe organiza, și apoi câte bile sunt albe, câte sunt roșii, câte sunt negre, da? Câte sunt albe, da, negre și roșii. Deci întrebarea este albe, câte sunt? Negre, câte sunt? Roșii, câte sunt? Da? Câte sunt de toate? Și apoi întrebarea bombă este asta. Care este numărul minim de bile pe care să le extragem? Pentru a fi sigur că... Da? Pentru a fi sigur că am extras... Cel puțin 5 bile albe, zic și eu așa, da? Negre. Albe, zic deocamdată. Care este numărul minim de bile pe care să le extragem pentru a fi sigur că am extras cel puțin 5 bile albe. Deci numărul minim
de ce a făcut? Bile. Numărul minim de bile pe care să le extragem pentru a fi siguri că am extras o bilă, pentru că am extras, pentru că am extras 7 bile azi, nu? 7 bile. Poți să fac prima operație ca să își aduc aminte? Dar știu. Da? Hai să vedem. Poți spune. Știi mai dată. Te-ai avut căiețelul, ai avut căiețelul, te-ai inspirat și acum ți-ai amintit. Da, nu, dar eu nu mi-am adus, adică eu știu să fac. Ia să vedem. Ne aducem aminte, sigur că da, nu se poate. Vă spune ce trebuie să vedem. Ia să vedem. 427 împărțit la 9 și ne dă cu rest, numai că restul punem... Nu mai putem. Ca să vedem câte grupe, nu așa? Da. Deci 4027 împărțim la cât? La 9. Pot împărți eu? De ce la 9? La 10 într-o grupă sunt 9. Așa era. Asta era. Când 9 sunt într-o grupă. Să vedem câte grupe de acestea. Pot deci, împărți eu? Poftim. Dar 4.000 aici, da? 4.027. 4.027. Așa împărțim la 9. Hai să vedem cum... Merge de 4... Da, 4... Da, nu în 40. Da, 4... Nu, oricât se fac aproape. 36... Da. 4... 42... În 9 merge tot de 4 ori. Da. 4 ori. Da, de 4 ori. 4 ori 9, 36... Merge de 4... Deci, cu 7. Da. 7, nu? Da, 9, cât se fac aproape? A, ne dă cu rest, da. Cât se fac aproape 60? 7. 7 ori 9, 63. 63. Așa, 4 și nimic. Adică rest este 4. Deci câte grupe de acestea poți faci, să faci tu? Câte grupe, Noemi, poți să poți faci, da? De câte deci 9? 4. Cât? Nu, 4 grupe. A, dar așa mic îți scrii, Noemi, nu se vede nimic. Bine, scrii mai mare. Deci A. A. Nu, nu, 2 de N și atât. Nu, 3 de N. Păi nu se poate că... Ultima grupă să o scriem, Noemi. Să scriem ultima grupă completă. Da. Ca să știm câte grupe sunt. Păi, peste 4, nu? Câte grupe de astea să fac? Hai să vedem. Și R, R, R. R, 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 4. Câte grupe de astea sunt? Da? A, păi de ce am împărțit la 9? Ca să aflăm câte grupe sunt. Ca să aflăm câte grupe sunt. Ia, 447. Asta era. Deci, deci 447 grupe. Da, da. Grupe de acestea, da? Și sigur, ultima și grupă... 4 sunt în plus. 447. Da, 447 grupe. Păi, grupe. A, grupe, da? Deci 447 grupe. Și ultima grupă este incompletă. Da, adică sunt 4 roșii. Nu, sunt... Ea începe așa e cu doar două. Doar una roșie. Începe cu două. A, da. Două albe. Și două roșii. Și două negre. Și două negre. Atât. Atât. Păi da. Da? Două albe și două negre. Asta vreau să scriu acolo, numai că... Am înțeles. Dar ca să poată să înțeleagă toată lumea, am vrut să scriem așa grupele acestea și vreau neapărat să sesizăm ca
447-a grupă este completă. Adică 4 sunt în plus. Și 4 sunt în plus, ăsta l-am pus în capăt, da? Bun. Și acum întrebarea este, câte sunt albe? Da, eu am aflat. Da? 896. Cum au făcut asta? De ce zice? Păi, sunt două bile albe într-o singură grupă. Și deci două bile albe în fiecare grupă. Da. Da. Și câte grupe avem de așa? Avem 447. Albe? Nu sunt câte două în fiecare grupă? Facem 2 ori 447. Așa am făcut. Nu mai spune. Ok, nu mai spune. 447 plus 2. Nu 447. Ori 2. Da. În fiecare grupă sunt câte două. Deci 447 ori 2 și face 2 ori 7, 14. 2 ori 4, 8. Da? Sunt 894. Oare numai atât? Și cu 2. Excelent! Da. Bravo! Deci și cu 2 plus 2 care sunt din grupa incompletă. 896. Deci răspunsul completăm acum. Sunt 896 bile albe. Exact, am spus eu. Bravo! Dar am aflat și negre. Am aflat și negre și roșii. Doar că care era cealaltă întrebare? Câte bile? Care este numărul minim de bile pe care să le extragem? Da. Pentru a fi sigur că am extras 7 asta bile simplă albe. Asta e simplă. Nu e simplă, e frumoasă. Eu am înțeles, o știu de atunci. Ca să aflăm negrele, trebuie să facem 447 ori 3. Ori negrele ori 3? Da. Așa este. Da. 447, că se simte 3. Poți să fac câte da? Ori 3. Lasă, lucrează acum, te rog. Ori 3, ori 7, 21. 3 ori 4, 12 și cu 2, 14. 3 ori 4, 12. 12 și cu 1, 13. Cred că am ieșit pe durată. 3 ori 7, 21 și 2. 3 ori 4, 12 și 14. Deci 1341. Oare atât trebuie să fie? Nu, plus cele două. Plus astea două. Care rămas, astea două care au rămas în grupa ta. 1343. Egal cu 1343. Deci, 1343 sunt de care? Negre, da? Da, da. Negre. Roșii. Poți să 447-4. Deci, vom face... Vom face... 447. Așa, acolo. 47 ori 4. Acum ne-am sumat. Așa. Deci, Hai să lăsăm și pe el, da, că... Poți scrie eu, el îmi spune și eu scriu? Un pic. Deci, ca să fiți amândoi împăcați, auzi, tu îi dictezi și ea scrie, da? Da. Haideți să facem așa. Ajunge acolo sus. Da. Și să înțelegem. Poate face el o operație și una? Că sunt două, de fapt. Vă dau alta.
O altă problemă să scrieți. Care este numărul minim de bilete care le extrage pentru a obține 7 bilete. Nu, 11 bile negre. Asta e asta pentru noi, nu? Da, da, da. Pot să fac eu pe asta? Păi o faci, gândești în bancă și gata. De ce face, ce face acum? Adunăm bilele roșii cu bilele negre. Deci bilele roșii cu bilele negre. Și aflăm câte bile... Roșii și negre sunt la un loc. Da, da. Deci roșii și negre adună cu 1700. Roșii și negre, 1788 și 1343. 8 cu 3 ne dă 11, unul scrie, unul reținem. 8 cu 4, 12, unul reținut, 13, da. Unul reținem. 7 cu 3, 10 cu 1, 11, unul reținem, unul reținem. 1 cu 1, 2 cu 1, 3. 3131. Vi se pare că am învățat să scrie? Nu. Acum pot eu că e rândul meu. Da. Dar nu am terminat, hai că mai rău. Deci, le-a adunat pe toate cele roșii și negre. La un loc sunt 3131. Și acum ce ai de gând să faci? Adunăm cele 7 bile albe pentru a fi siguri că am extras 7 bile. Deci, ce spui tu? Deci ce faci? Ne gândim la un fuchinion de fiecare dată când am extras bile. Și s-au terminat bilele roșii și negre pentru că ne-au scos toate. Și adunăm numărul de bile albe pe care trebuie să le extragem. Aha. Și în felul ăsta, dacă extragi acest număr plus 7, sigur mulți din cele albe cele 7, nu? Da. Deci după ce le-a adunat pe roșii și negre, ca și cum ai avut ghinion de extras numai albe, roșii și negre, acum le adună pe cele 7 și el observă că numărul minim este 3138 de bile. Da? Minimum 3000. Acum eu? Sigur că poți, sigur înțelege că avem șanse să avem mai multe bile, dar dacă ghionul nu ne-a urmărit, n-am avut decât șansa asta să le epuizăm pe cele care roșii și negre. Și să punem cele 7 care vor fi neapărat dintre bile, printre bile albe. 11 bile negre să fie acum. Ia să vedem. Am o bile negre. Adunăm 809. Ca să fie negre, le adun pe albe și roșii. Da. Și adică adunăm 896, da? 896. Plus 1778. Îi întrebăm pe vizitatorii noștri dacă au învățat să scrie frumos și să se pronunțe. Scrieți un mesaj acolo pentru Ricky. Da? Ricky scrie frumos, foarte frumos. Dacă pot să spun ei asta, să o fac. Așa. Acum facem 6 plus 8 care ne dă 14. Așa. 1 rețin. 1 același. 1 cu 9, 10 și cu 8, 18. 8 scriu 1 rețin. 8 cu 1, 9 și cu 7, 16. 6 scriu 1 rețin și 1 cu 1, 2. Foarte bine. 2684. 2684 plus 11. 11. Și ne dă 2695. Deci numărul minim de bile extrase pentru a fi sigur că extragem și 11, extragem 11 bile negre, este 2695. Care este numărul minim de bile pe care trebuie să le extragem pentru a fi siguri că extragem 23 bile
bile albe, negre, roșii. Okay. Pădeu. Stefi. Care este numărul de bile minim de pe care să le extragi pentru a fi sigur că le extragi 23 bile roșii? Ca să fie roșii, trebuie să adunăm pe albe și negre. Da. Da? Deci adunăm albele și negrele. Mi-am făcut datoria. Nu știu ce să nu-i nu m-am chinuit. Scrie la sfârșit pe toată tabla. Da. Pentru a fi sigur, 23 de bile roșii. A, da. Vi se pare că scrie frumos? Da. Ștefi, da. Nu. La tablă poate... 9 cu 4. 13. 1 îl ducem la 8. Da, 9. Și cu 3. Și cu 3... 12. 2. Da. 2239. Da, 9. Acum adunăm cu 23. Punem așa, 2239 plus 23. 9 și cu 3, 12. Foarte 2, 3. 1 îl ducem la 2 ca să facem 3 cu 3, 6. 2. Deci numărul de bile minim extras este 2262 de bile. Da? 2262 de bile. Vrei să spui că nu scrie frumos? Dacă reușești să o depășești pe Ștefania și pe Naime. Ia 3 ore când scriu la o tablă cu cretă, deci... Da? Deci până acum ai scris pentru că... Nu, scrieți cu ce? Avem cu marca. Marca, da, sigur, aveți marcă? Da. Noi cretă. Cu cretă, nu? Da. Adică aveți tablă? Da. A. Așa. Și, Riche, dacă tu, îi rugăm pe vizitatorii noștri să compare scrisul și să se pronunțe cine scrie mai frumos, Ștefi sau Riche. Dar vă scriu acum. Noemi sau Riche? Noemi, sau Ștefania? Ce da? Să scriu? Eu. Nu, nu. Scrie. Aici, asta este scrisul meu. Cui? Ștefi. Așa. Hai, să văd acolo dacă scrie tu. Scrie tu. Care este numărul și bine eu? De eu la propoziția asta? Scrie, gata. Scrie numele tău. Bine. Așa. Și eu pot să scriu pe a meu ca să vedem. Sigur că da. Și Ștefi pe a ei. Da. Doamne! Nu cred că o să găsiți. Acum eu. Richard. Acum eu. Scrie tu deasupra mea. Deasupra? Și da. Și să-i rugăm. Cretă mai ascultită. Așa. Și să-i rugăm să facă o ierarhie cei care... Figură ce ești tu. Da. A pus șapca. Poți să spun ceva? Zi-mi, acum tu spui. Sfârșit. Acum? Da. Sfârșit. La revedere. La revedere. Vă mai așteptăm și data viitoare. La revedere, dragilor.